Cum l-ați cunoscut pe Solomon Francisc, regretatul dispărut? Știam, pe șase știam înainte de pe tobe și chitări. Știam așa ca și Clujean. Din perioada fotbalistică, sportivă? Da, perioada aia de sport, încă noi nu eram definiți. Nu s-a făcut sărăți deja, trupa compact, semnalem? Nu, mult înainte. Semnalul a fost conceput, format în 77. Deci ați avut o perioadă înainte? Am avut o perioadă înainte, când am cântat cu compania de sunet, în 70. După aceea, dar șoase era în lume. Ce s-a întâmplat? El făcea parte dintr-o altă formație? În ce context a ajuns la dumneavoastră? Formația a ajuns după ce am plecat eu. Eu am plecat în Germania și a venit Ica Mucala. Tobă și după a venit. Șoase, o perioadă lungă. Dar eu n-am mai activat. Era vorba să revin, dar așa au fost vremurile. Ne-am orientat în alte părți. Dar perioada de vârf a fost 77-78, când am avut ca și toposar pe Liviu Hrișcu. Am înțeles. Iar el era la o altă... Nu, el era cu noi și după aceea a plecat. Și el a plecat în Canada, definitiv. După aceea au venit șații. Și s-a luat o perioadă lungă de tot, a stat și a îmbunătățit formația. A vigorat-o bine de tot. Ați mai ținut legătura cu formația după ce ați plecat? Da, sigur, a rămas prieteni.